Salutare tuturor, sunt Oana și bine ați revenit la un nou videoclip. Acesta va fi unul mai static pentru că, așa cum v-am promis, vreau să vă prezint cum mă pregătesc eu pentru un nou an de facultate, anul 5, medicină generală la Iași. În primul rând, vreau să vă vorbesc puțin de ce material de papetărie aș vrea să folosesc pe parcursul cel puțin a primului semestru. Cred că ați tot văzut la mine în ultimele vloguri săptămânale pe care le făceam că folosesc astfel de caiete pentru a-mi lua notițe la cursuri laboratoare. Sunt caiete cu pagina albă. Vă arăt o variantă nescrisă. Așa arată. Paginile sunt destul de subțiri, dar în schimb mă ajută foarte mult că pagina este albă și eu pot să scriu cum vreau, desenez. Acestea sunt caiete cu foaie velină, format A5 de 200 de file. Și este de la editura Setcom Libris, deci puteți găsi pe site-ul lor dacă vă interesează. Au o librărie și în Iași, dacă sunteți din Iași, puteți merge direct acolo să le vedeți. Cum am spus, spre exemplu, acestea sunt caietele pe care le-am folosit în semestrul 1 și al 2-lea de anul 4. Sunt pline cu desene. După cum am spus, pot să scriu cum vreau eu și să și desenez. Îmi place foarte mult cum m-am acomodat cu acest format și mi-am dat seama că așa funcționează cel mai bine pentru mine. Așadar, am deja pregătit un caiet pentru primul semestru, cred că o să-mi ajungă. Doar în anul 4, semestrul 1, am avut nevoie de câteva foi extra, dar în principiu ar trebui să-mi ajungă un caiet de acesta pe semestru. Eu mergând de asemenea cam la toate cursurile și la laboratoare, bineînțeles că la fiecare. În continuare, vreau să vă spun cum vreau să fac și semestrul acesta pentru notițele pe care mi le fac acasă, cum învăț eu. Anul trecut și anul 3, am revenit la folosirea caietelor normale pe care să-mi fac conspecte la diferite lecții. Spre exemplu, am acest format de caiet cu spiră, dar am avut și simplu în acest format A5. Am avut și caiete A4, toate dictando. Singurul caiet de matematică pe care l-am avut, cred că a fost la fizică, biofizică, în anul 1. Și, spre exemplu, acesta este caietul de medicină internă semestrul 1 de anul trecut. Și, după cum vedeți, acesta a fost primul capitol pe care l-am făcut, traumatismul articular acut. Aici am aceste notițe cu prescurtarea de la fiecare capitol ca să știu unde este să ajung mai repede la el. Și cam așa arată conspectele mele. Am observat că în ultima vreme acest mod funcționează pentru mine, pentru că îmi fac cumva totul mai schematic în timp ce scriu, rețin o mare parte din informații și apoi când revin și repet toate lucrurile astea, e mult mai ușor pentru mine. Și acesta este la ATI. Mi-a plăcut foarte mult ATI anul trecut și de aceea am și stat foarte mult să fac conspect din cărți și încercam să înțeleg absolut orice proces care era de acolo. V-am și spus că am avut o doamnă doctor de curs care efectiv știa absolut orice o întrebam. Adică era destul de bine pregătită și mi-a plăcut foarte mult cum și-a făcut treaba. Deci am folosit cu spiră ca să pot să-l dau cum vreau. Deci cam acestea ar fi tipurile de caiete pe care mi-aș dori să le folosesc. Nu știu dacă voi reveni probabil la unele materii, se scriu pe foi A4, dar veți vedea pe parcurs oricum acesta este planul meu. Cu ce scriu? Basic pixuri. Bineînțeles, am mereu la mine acest mini penar pe care l-am luat random dintr-un supermarket, în care am pixuri cu care îmi iau notițe albastru, roșu, maro și negru și creion, bineînțeles, pentru că mai avem de făcut desene. Voiam să vă arăt undeva unde am folosit, dar nu mai găsesc fix acum. Dar ideea e în funcție de cum simțiți voi pe moment. Oricum, la cursuri și la stagii nu prea aveți timp să faceți cu pixuri sau carioci colorate, cât mai simplu, unele lucruri să le evidențiați ca să vă aduceți aminte de unele
puncte ale cursului după ce vă uitați pe notițe. Iar acum, trecând cumva la partea în sine de organizare, eu am aici laptopul meu, pe care sunt intrată pe site-ul facultății pentru că avem un plan de învățământ în care pentru fiecare an în parte sunt trecute materiile pe care le vom face în fiecare semestru, câte credite au, ce tip de examen vom avea la fiecare. Acum eu folosesc planul de învățământ pentru perioada 2021-2022, încă nu a fost publicat cel de anul acesta, dar din câte știu, materiile vor fi aceleași, așa că o să mă iau după acesta, dar nu mă voi lua și după tipul de examen de acolo, pentru că totul se poate schimba. Dar mă iau doar după materii și o să vă arăt imediat și vouă cum arată acest tabel. O să inserez aici exact ecranul laptopului meu ca să vedeți ceea ce fac. După cum vedeți, am aici tabelul cu anul 5, bine, pentru 2021-2022, cum v-am spus, și acestea sunt materiile pe care, cel mai probabil, le voi face în acest an. Vreau să vă explic puțin acest tabel. Avem medicina internă, care se face doar un singur semestru. Eu, fiind seria E, voi face în al doilea semestru, pentru că aici sunt puse ca semestru primele serii pe care le fac, adică A, B și C. Deci eu voi face în al doilea semestru, cu toate acestea, diabet, boli, de metabolism, nutriție, bla, bla, bla. Pediatrie, ambele semestre, pneumologie, în al doilea semestru voi face eu. Puericultură, în primul semestru voi face. Medicina muncii și boli profesionale, la fel, în primul. Neurologie și neurochirurgie, endocrinologie, tot un semestru, dar în al doilea. Oftalmologie, ORL, chirurgie și ortopedică pediatrică, ortopedie pediatrică, chirurgie craniomaxilofacială și opționalul la care eu mi-am ales opțiunile, dar încă nu știu la care am fost distribuită. Doar pediatria voi face ambele semestre. În rest, în primul semestru le voi avea doar pe cele menționate. Acum să vă explic de ce aveam nevoie de acel plan de învățământ. Tot pe site-ul facultății, pentru fiecare materie în parte, avem o fișă a disciplinei, unde sunt trecute exact cursurile pe care trebuie să le abordăm, lucrările de laborator, ce cărți avem nevoie și tot felul de astfel de informații, titular de curs, asistenți de grupă și tot așa. După cum puteți vedea aici, eu în calculator am un folder dedicat medicinei în care mi-am sistematizat cumva toate lucrurile pe care le-am adunat de-a timpul anilor. Aici am doar anul 3 și anul 4 și, cum puteți vedea, am făcut pentru fiecare materie în parte din acel plan de învățământ câte un folder separat unde eu mi-am adunat cărți, fișe, cursuri, tot așa. Voi face acum un folder nou pentru anul 5 și în acesta vom începe să facem câte un folder separat pentru fiecare materie în parte. Cum ați văzut, primul de acolo a fost medicină internă. Iar apoi la medicină internă erau mai multe subdiscipline. O să văd atunci când intru la fișa disciplinei dacă sunt separat sau o să ajung să le pun în același folder, dar mă hotărăsc eu pe parcurs. Cum o să fac toate folderele și revin apoi. Am reușit să fac aici toate folderele pentru fiecare disciplină în parte. Acestea sunt. Iar acum, pentru fiecare disciplină, merg pe site-ul facultății, cum am spus, găsesc aici jos fișele disciplinelor, mergem la medicină română, an 5 și vom găsi toate aceste fișe. Și începem cu medicina internă. Văd că sunt separat, deci o să fac aici eu la medicina internă, în interiorul folderului, un nou folder care va fi cu diabet, bol, metabolism,
diabet, bol, metabolism și nutriție. Deschidem acest folder, iar aici vom descărca. Trebuie să meargă cumva, așa. Voi descărca acest document și îl voi adăuga. Nu știu dacă pot. A mers. Haideți să deschid o astfel de fișă a disciplinei ca să vedeți despre ce vorbesc mai exact. Și avem aici informații, bla bla bla, denumirea disciplinei, titular de curs, numărul de ore, asta nu mă interesează. Și ajungem la conținuturi, unde vom avea prezentate cursurile, materia pe care o vom aborda în fiecare curs. Acum, nici aici nu știu exact dacă așa va fi structurată partea de curs la noi, pentru că se poate schimba și depinde și de fiecare titular de curs în parte, dar oricum aceasta este materia la care să mă aștept că o vom aborda pe parcursul semestrului. Cum am spus, acestea sunt. Și aici avem și bibliografie. După cum vedeți, sunt 9 titluri de bibliografie din care putem găsi informații. Și ajungem și la seminar laborator, unde la fel, pentru fiecare stagiu, avem cumva scrise ideile pe care trebuie să le abordăm, dar aici, la stagii, majoritatea fiind în spital, toate informațiile acestea le acumulăm pe parcurs și rar reușim să păstrăm un anumit demers al tuturor lucrurilor și să luăm totul la rând, în funcție de cazurile pe care le vedem la pacienți, cum ne pregătim noi, dar la finalul semestrului pentru examen, acestea ar fi toate informațiile pe care trebuie să le deținem. De asemenea, și aici bibliografie, dar nu o să-mi caut deocamdată aceste cărți pentru că nu știm dacă se va schimba ceva, așteptăm informații oficiale. Voi face așa pentru fiecare materie în parte și apoi revin cu niște concluzii finale. Am reușit să fac pentru fiecare materie în parte, după cum puteți vedea, fișele disciplinelor în fiecare document. Nu am găsit la chirurgie craniomaxilofacial, așa că nu știu dacă va mai fi anul acesta, nu va mai fi, nu s-a mai făcut. Vom afla, o să vă anunț în viitoarele vloguri. În rest, pe parte de pregătire pentru acest nou an, costume medicale pe care să le folosesc la stagii, aștept orarul ca să îmi fac un program bine stabilit, toate că după o săptămână, două, sigur, nu o să mă mai țin de el, ci eu mai mult merg pe cum mă simt, dacă am chef să învăț, învăț. Și de asemenea îmi doresc anul acesta, la fel cum am încercat și în anii trecuți, în fiecare weekend să îmi fac eu conspectele mele pentru fiecare curs pe care l-am făcut în săptămâna respectivă anterioară, dacă înțelegeți. Sper să nu rămân în urmă, o să încerc să fac și în fiecare zi cât de mult pot pentru cursurile pe care le-am avut, dar de asemenea îmi doresc și să mă pregătesc cumva de înainte pentru cursurile pe care le voi avea, pentru că anul trecut am avut câteva materii la care citeam înainte și atunci când făceam cursul îmi prindea foarte bine, rețineam mult mai multe lucruri, înțelegeam altfel lucrurile. Dar o să vedem cum o să fie pe parcurs. Pentru anul acesta nu pot să zic momentan că am o materie pentru care sunt destul de entuziasmată, dar o să vedem pe parcurs. Poate neurologie, neurochirurgie, vom vedea. Veți afla și voi alături de mine. Cam acestea sunt informațiile pe care am vrut să vi le ofer astăzi. Dacă aveți alte întrebări, puteți să mi le lăsați în comentarii. Iar noi, cel mai probabil, ne vom vedea cu vloguri de acum, fie săptămânale, fie poate reușesc să fac câte unul zilnic pentru prima săptămână de facultate. Să vedeți tot haosul care o să fie. Cert este că de acum voi reveni cu mult mai mult conținut pentru voi. Vreau să vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data aceasta. Vă urez spor în tot ceea ce faceți și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Pa, pa!